Bun și salutare tuturor, numele meu este Azlo și bine v-am regăsit aici, oameni buni, la un nou episod din seria noastră de New Times și o să începem acest episod destul de pe fugă pentru că avem aici trei shulker boxuri care, după cum puteți vedea, conțin destul de multe materiale pentru următorul nostru proiect pe care o să vi-l prezint în scurt timp. Dar pentru început o să mergem și o să le ducem la spawn unde va avea loc această nouă construcție. Dar înainte de toate cred că ar trebui să vă arăt noul spawn, ceva de genul acesta arată și practic a fost un proiect colaborativ dintre mai multe persoane pe care o să le pun acum pe ecran, că sincer nu le mai țin minte pe toate și na, să fie corect pentru că toată lumea a lucrat din ce am înțeles. Cam așa ceva arată noul spawn din Nether, care chiar e foarte frumos, avem patru portale care cumva dau în același portal, acest simbol care nu știu cât de permanent este și chestiile astea care, la un mai devreme sau mai târziu, vor trebui ridicate până sus, pentru că o să rămână așa designul deschis ca să se țină minte că e Nether, să nu pară așa o nu știu ce dimensiune. Și ideea este că, aducând toate portalele la 69, ăsta este drumul nostru pe care și, bine, o să trebuiască să punem un semn pentru că semnul vechi a fost spart, o să trebuiască să-i facem și lui un design și din ce am vorbit cu băieții, este foarte posibil să fie ceva ce seamănă cu schema asta de blocuri de Blackstone, Deep Slate și ce mai sunt astea, în fine, treaba lor, tough. Vedem noi și mai este și tunelul lui Explo pe care și l-a făcut, după cum puteți vedea, cu un design relativ simplu, dar care își face treaba să fie mai diversificat decât așa un tunel care e pur și simplu săpat în Nether cum avem noi. Deci la un moment dat și noi o să ne punem să ne facem drumul și o să trebuiască să facem și endul, pentru că eu am fost nominalizat să particip la end, la a face stronghold-ul frumos cum ar veni, așa că când o să vină momentul și pentru asta o să facem asta. Au mai apărut și câteva shop-uri, că n-am stat niciodată să prezint care este situația la spawn. Shop-ul de pește al lui Classic, care nu știu dacă e gata. Mai avem aici shop-ul lui Redu. Asta nu mai știu exact ce e, dar de-aia n-am zis nimic de el, dar hai să vedem. Nu mai știu, parcă shop de design, dar nu este deschis încă, deci n-avem treabă cu el. Mai este shop-ul lui Redu de cărți încântate, care din ce am înțeles momentan e doar pe comenzi. Ăsta lui Iuli de-l știți, ăsta al nostru. Și aici shop-ul roza lui Larkot și ăsta de... Nu vom ști de ce este acest shop. Dar în fine, dacă mergem noi aici frumos pe munte, după cum am vorbit, ne-am dat aici întâlnire cu domnul Iulian, care se pare că nu... N-a ajuns la timp, se pare că întârzie Iuli, deci face și el o... Aba nu, chiar a ajuns înaintea mea și stă aici în pământ. Ideea este că noi o să ne adăugăm cele trei șulcăre și aici mai sunt câteva materiale, deci după cum puteți vedea, urmează să facem ceva destul de mare. Ce faci, bă, Iuliane? Mă aștepți de mult aici. Vorbește pe Discord. Fac roleplay. Bă, trebuie să construim chestia. Nu e timp de somn. Hai, scoală-ți-l. E noapte, nu vezi că ți-au crescut liane pe față? Dă o mână. Hă? Bă, dar ce este așa puternic? Am făcut sală, frate. Nu ți-am zis că m-am apucat, mă duc zilnic. Hai să ne apucăm. Redu? Redu e cu treaba lui. Sună-l. Hai că o să-l sun acum de pe celular. Bine. Bip, 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 bip. Abonatul contactat nu răspunde sau are telefonul închis. Vă rugăm, încercați mai târziu. Bă, nu răspunde. Ar fi bine să răspundă. Hai că o să mai încerc să-l sun și ne apucăm. Bine, frate. În fine, lume, până la urmă a venit și Redu să ne ajute și am început aici construcția la o nouă casă, care inițial este casa groazei New Times. Deci o căsuță așa de Halloween, cum ar veni, să fie în temă cu sezonul. Și ne-am gândit că dacă tot am lucrat atât la o casă, putem să o folosim pentru Crăciun, pe viitor, să o decorăm diferit în funcție de evenimentul care va avea loc înăuntru ei. După cum puteți vedea, ceva de genul acesta arată. Este făcută cu terracotta și cu andesite, diorite, stone.
E un stil de blocuri destul de vechi, oarecum e așa la limită medieval, dar totuși mie mi se pare că arată destul de bine și a mers mult mai repede munca în trei. Ne-am încurcat puțin că n-am stat să ne hotărâm cine face ce și pur și simplu am pus acolo materialele în cesturi și fiecare a pus ce a putut. După cum puteți vedea, eu sunt aici mai jos și eu am stat să adaug detaliile minore în timp ce băieții s-au ocupat de construcția în sine. Redul la un moment dat a plecat că s-a plictisit. După cum puteți vedea, sunt niște pillageri acolo în dreapta de și o caută. A venit și ploaia și Iulian a făcut aici acoperișul și s-a descurcat destul de bine. Cam așa ceva arată casa, arată chiar bine și putem să facem ceva cu ea. Vă dați seama, au mai fost niște detalii mici de adăugat și după aia am construit și turnulețele și cam acesta este rezultatul final. Bun, și i-am pasat ștafeta lui Iuli și el, după cum puteți vedea aici, s-a ocupat de a face un pic de terraforming și acum nu mai plutește casa în sus și avem oarecum niște teren plat în jurul ei și de asemenea s-a apucat aici de interior, care din câte știu eu încă nu este gata, dar am zis să-i facem și noi o vizită. Cioc, cioc! Că nu știu să intru pe ușă. Alo! Cioc, cioc, cine e acolo? Op. Ce op? Nu zic nimic acum. Da, e clip family friendly, frate. Bine te-am găsit, Iuli, se pare că... chiar te descurci foarte bine și chiar arată tare. Pentru că e singur. Pentru că eu ți-aș face interior de Minecraft beta. Intră aici. Vezi că arată foarte bine. Iuli chiar știe să facă interior și de-aia vă dați seama, ne-am și hotărât să fie el cel care se ocupă de interior. Nebunesc! Bă, frate, ăsta nu spawnează warden-ul dacă n-am grijă. Și ce? Corect, o să fie un ăsta de Halloween mai interesant. Ai ceva aici cu silta? Da, s-ar putea chiar da. Ce vrei să-ți sparg? Te invit să vii cu mine să luăm foarte mult scălc. Băi, eu sunt cam obosit, cred că o să mă duc acum să mă culc. Te oblig. Și ce-mi faci dacă nu vin? Te dau afară. Dar sunt owner. Se vrădia meu. Bine, o să te ajutăm și noi pe tine, Iuli, să lucrezi aici mai eficient. Bun, și suntem aici, a mai trecut încă o zi și după cum puteți vedea s-a ocupat destul de bine Iuli de tot ce înseamnă design exterior. A făcut aici un mic gărduleț și o curte care chiar arată foarte bine și chiar a făcut o treabă extraordinară și îmi pare puțin rău că nu am avut ocazia să-l ajut, dar nu prea puteam eu să ajut cu design din ăsta cu atenția la detalii pentru că nu e latura de pe Minecraft pe care mă pricep cel mai bine. Măcar am reușit să-l ajut să construim o parte din casă, am pus și o mână aici, osul la muncă, cum s-ar zice, dar după cum puteți vedea avem un drum frumos care se continuă. După cum puteți vedea, destul de mult până la shop-ul roz al lui Larkot. Deci cam ăla este punctul inițial. Și o să facem ceva episod următor cu casa asta, dacă tot am construit-o, nu o să o lăsăm așa. Și dacă nu v-ați dat seama, din decorațiuni, din skin-ul meu, m-am costumat și eu, m-am pregătit aici pentru această sărbătoare extrem de spooky, dacă pot să-i zic așa, o să vedeți că o să fie destul de tare ce facem episodul următor, deci stați geană pe canal. Avem, bineînțeles, mormântul lui Delocon și interiorul este acum complet, arată excepțional de bine. Florile astea sunt un pic cam cuambe, că îți dau wither când stai în ele, dar o să avem și noi puțină grijă. Un zombie în casă. Bine că nu e un creeper. Ha? Kill a mob near a school catalyst. Aparent am făcut... ok, o casă destul de periculoasă asta din ce puteți să observați, dar avem acum și etajul făcut ca lumea. Și după etaj mai avem încă un etaj la care urci pe aici, acum ar veni podul. Am intrat prin spate cumva, dar arată foarte, foarte bine și au fost nevoie de foarte multe cărți pentru că sunt bookshelf-uri din astea în care chiar sunt cărți. N-am schimbat și noi o carte la mișto așa, dar cam asta este casa. Pentru durata episodului acum în continuare, ce o să facem? Mai avem câteva proiecte, ne-am ocupat de casă cât de bine am putut. O să mergem la noi la shop, în primul rând să vedem ce mai fac vânzările. După cum știți, shop-ul de artificii este făcut cu Explo și el s-a ocupat destul de mult de a face
stocul, restocul, colectarea diamantelor, în fine. Avem aici, după cum puteți vedea, comanda de la Larkot, 32 de diamante. Am comandat de la omul meu Larkot, care m-a rezolvat chiar în scurt timp. A durat mai mult să mă duc eu să ajung la shop să iau astea din barrel față de cât timp a durat să facă rost Larkot de ele, dar avem 3 capete de Wither Skeleton cu care o să batem, ați ghicit, Wither-ul. Pentru că m-am pus puțin pe treabă și am zis, bine, îmi zisesem eu și de la început că vreau să am toate advancement-urile gata. E o chestie de bază pe orice serie de Minecraft pe care o am, vreau eu să mă uit aici și să am advancement-urile gata. Și am lucrat puțin off-camera, vreau eu să pun pe un episod, dar mi-am dat seama că e foarte plictisitor să facem astea simple, așa că am zis că o să rămână să fac eu off-camera sau pe live-uri, dar n-am mai făcut un live de nu știu cât timp, advancement-urile simple și să păstrăm pentru episoade astea mai interesante. Aici la Nether mai avem să batem Wither-ul, să facem toate poțiunile și să luăm un Strider pe un Lava Lake în Overworld și undeva pe aici, mă rog, să mai lutăm un Bastion, care iar e o chestie destul de simplă, dar asta parcă merită filmată, să aducem un Ghast în Overworld. Asta o să fie punctul culminant, deci fiți pe fază când o să facem asta, că o să fie destul de insane, adică trebuie să facem un portal din ăla de 30x30, cel mai mare portal de Nether, ca să încapă săracul Ghast, că are și el o anumită dimensiune. Dar ce o să facem acum? O să mergem în primul rând la... Mamă, dar ce se spawn... Ce fugă ăștia când mă văd cu sabia. O să mergem la Larkot. Mă rog, m-am mai gândit puțin mai bine și ar fi mult mai simplu să-i las direct în shop diamantele lui Larkot, așa că o să mergem aici frumos. Avem aici și un mushroom, bineînțeles, în shop-ul lui Larkot de Redstone, în care, după cum puteți vedea, e destul de bine aprovizionat, deci dacă avem vreodată nevoie de resurse de Redstone, putem să venim chiar aici, nu mai stau eu să minez ca fraierul. Și o să-i punem aici, să zicem, putem să punem aici în colț, o să-i punem cele 32 de diamante și scriem pe un semn, diamante de la Azlo. O să le vadă domnul Larkot și o să își ia recompensa pentru aceste 3 capete de Wither. Deci acum pentru următoarea parte din episod o să mergem frumos și o să adunăm niște bucăți de Soul Sand, că s-ar putea să nu am acasă 4 bucăți de Soul Sand. Deci o să ne uităm pe aici de unde am putea face rost. Ne-am descurcat. Și o să mergem aici cumva într-un loc destul de îndepărtat, pentru că nu vreau ca Wither-ul acesta să distrugă nimic. Cred că cel mai bine o să fie să mergem așa în tavanul Nether-ului cum ar veni și să minăm direct niște blocuri și să ne facem noi un fel de arenă din asta închisă, plus că na, îi dăm damage mai ușor când este într-un spațiu din acesta închis, mai avem și noi șansa să-l luăm la sabie. Să zicem că aici ar fi destul de ok, așa că facem și noi, curățăm puțin zona din jur ca să avem spațiu și nu avem gheppeluri, nu avem nu știu ce chestii la noi, dar cred că o să ne descurcăm cu armură de Netherite. Wither-ul ăsta nu ar trebui să ne pozeze o problemă, așa că hai să-l facem. Mai sunt și trepurile alea de obsidian, doar că nu cred că e nevoie chiar așa, avem și scut. O să lăsăm aici să bubuie. 3, 2, 1 și... Wow, nici n-a scos așa sunet când a bubuit. În fine, și se pare că e un pic cam chiom Wither-ul ăsta. Bine, a dat efectul de Wither. Erau bune niște gheppeluri. Dar stă cam chiomb acolo sus. Ok. Se pare că o să-l luăm... Mamă. Stați că îmi dă puțin damage. Să avem puțină grijă, bineînțeles, dacă luăm damage putem să ne retragem aici. Dăm și noi salutul Larkot și scriem că... Scriu și eu așa în mijlocul luptei, ce să fac și eu? Dăm și noi un MS că ne-a salvat Larkot. Ok, e puțin chiom, dar putem să-l luăm la sabie. Nu mai are ce să facă săracul Wither, putem să intrăm direct melee în el. Și cam acesta a fost și Wither-ul, nu o să facem advancement, pentru că deja am ținut în mână beaconul lui Redu și am pus un ingot la el, că deja avea din ăla de level maxim, că am vrut să fac advancement-urile. Deci oficial ne-am ocupat și de Wither, acum avem unul personal, un beacon personal pe care putem să ne-l craftăm și să îl folosim de fiecare dată când o să avem nevoie, nu știu, în principal să minăm ceva, așa, zicem, dacă avem de minat un chunk sau ceva, o să ne fie mult mai ușor, cum avem și efficiency 5. Deci cam acesta a fost...
Sunt Wither-ul, zbor și eu fără elitra ca idee. Yay, am bătut Wither-ul. În fine, dacă ne uităm noi aici la advancement-uri, la tab-ul de adventure, la adventuring time, după cum puteți vedea, mai avem un singur biome de descoperit până facem acest mega advancement de a descoperi toate biomurile din Minecraft, așa că asta m-am hotărât să facem pentru finalul de episod. Și ultimul biome care mi-a rămas, ceea ce a fost o căutare destul de grea, să-ți dai seama, pe care le-ai vizitat și pe care mai trebuie să le vizitezi, dar până la urmă mi-am dat seama, le-am făcut pe toate, mai puțin pe unul, care am zis să-l fac pe episod. Așa că odată intrați în Jagged Peaks, ce nume ciudat, deci aparent biomurile și-au schimbat destul de mult numele de când n-am mai fost eu foarte atent la asta, adică nu mai există biomuri precum Extreme Hills și toate astea sau au primit alte nume, dar după cum ați putut vedea, am făcut Adventuring Time, am primit o sumă modică de XP, dar important este că mai avem un advancement rezolvat. Mai sunt destul de multe, urmează în scurt timp să facem acesta cu toate poțiunile, s-ar putea să fie următorul și mai avem de ce să ne ocupăm practic de-a lungul acestei serii. Pentru moment eu am fost Azlo, sper că v-a plăcut acest episod, a fost așa mai în toate părțile, dar am făcut ceva treabă destul de mare pe el. Nu uitați să fiți pe fază pentru episodul următor, care va fi specialul de Halloween. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut și să vă abonați la canal dacă vreți să rămâneți la curent cu ce urmează noi să postăm. Și noi ne vom vedea data viitoare. Salut!